Munții Măcin sunt vestigii ale lanțului hercinic, cea mai veche formațiune muntoasă din România. Aici se găsesc roci vechi de sute de milioane de ani, mult mai vechi decât primii dinozauri de pe pământ. Flora Măcinului reprezintă peste 19% din flora europeană. În Parcul Național Munții Măcinului se găsesc 50% din avifauna României și 50% din flora țării noastre. Acesta este singurul loc din țară unde pot fi observate anual în migrație peste 30.000 de exemplare de păsări cu zbor planat. Aici trăiește balaurul dobrogean, cel mai mare șarpe din România, care are o lungime maximă de 2,6 metri. Tot aici se găsește sfinxul dobrogean, o stâncă al cărei relief seamănă cu un cap uman. N-am fost niciodată în Munții Măcin, deși se află la puțin mai mult de 30 de kilometri de orașul meu, drept pentru care m-am decis ca anul ăsta să ajung acolo. Așa că, pe 25 iulie am plecat spre Măcin, pe la vreo 11 și ceva, pentru că pornesc greu când mă culc spre dimineață. Dar și când pornesc, obosesc repede. Am traversat Dunărea cu bacul de la Brăila spre Smârdan, cel de la Galați fiind aglomerat. Suntem pe bac, traversăm Dunărea de la Brăila spre Smârdan din județul Tulcea. Mergem în Munții Măcin să vedem Sfinxul și ce alte minunății se mai găsesc acolo. Ne-am oprit în Măcin pentru a ne aproviziona cu apă rece, ceva de aleguri și cu o cafea fără băț de amestecat. Noroc am degete. E doar o coincidență faptul că degetul cu care mi-am amestecat cafeaua e cel pe care l-am arătat camerelor de supraveghere de la Penny. Nu era un gest obscen, ci doar o invitație la cafea, la cafeaua de pe degetul cu care am fost nevoit să amestec pentru că automatul lor nu dă bețișoare, pe care le păstrează probabil pentru a și le băga în loc de bani. Am ajuns rapid la munți, am trecut de cariera de piatră și am încercat să facem traseul culmea Pricopanului, cu începere de la mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Am început traseul aiurea printr-o pădurice și abia din vârful unui deal am zărit drumul care a fugit de noi încă de la început, ocazie cu care m-am lămurit cum stau cu orientarea în spațiu. De timp nu mai zic. Primul vârf mi-a cam dat de furcă, ținând cont de condiția mea fizică asimptomatică. Probabil muntele a vrut să mă omoare, altfel nu-mi explic de ce simțeam că mi iese sufletul din mine cu tot cu intestine. M-am târât cu greu până în vârf, unde mi-am dat singur o palmă mentală. În spate se vedea un alt vârf, parcă mai înalt decât primul, așa că ne-am hotărât să ne întoarcem pentru a încerca traseul din direcția opusă, altfel ne prindea Crăciunul prin munți, la ce viteză de deplasare am pe verticală. Măcar am văzut locurile unde s-au filmat câteva secvențe din Drumul Oaselor, film din 1980 cu Florin Piersic și Marga Barbu. Nu știu cum a reușit să urce mărgelatul pe acolo fără să-i rămână semințele în gât, dar eu n-aveam de gând să-mi las oasele pe drum. Din fericire, coborârea a fost mult mai ușoară, mulțumită gravitației, care și-a făcut milă de mine și nu m-a rostogolit de pe munte, ci m-a lăsat să cobor pe propriile mele picioare. Dar presimt că data viitoare nu va fi la fel de înțelegătoare. Munții Măcin și împrejurimile lor sunt singurele zone din România unde încă mai există suprafețe importante de vegetație naturală de stepă, care este foarte rară în Europa zilelor noastre. Cum eram pentru prima oară într-o stepă, mi-am pus o dorință, să nu sară pe mine din iarbă balaurul dobrogean. Se pare că funcționează superstiția asta, pentru că n-a sărit pe mine niciun șarpe, doar tot felul de gângănii prea mici pentru a fi băgate în seamă. Această gură de rai m-a fascinat de când am văzut-o. Mi-a lăsat impresia unei căi de acces către un tărâm de basp, o lume de dincolo cu feți frumoși, zmei și balauri. Nu știam atunci că pe acolo era drumul spre Sfinx, ceea ce am aflat abia la a doua vizită. Poate fascinația aia era doar chemarea Sfinxului. De la distanță, stânca asta părea un Sfinx mesopotamian, cu fața îndreptată către stânga și cu aripile întinse pe lângă corp. O iluzie optică de la soarele care m-a bătut în cap, pentru că de aproape nu semăna decât cu o grămadă banală de pietre. Dacă n-am ajuns la Sfinxul dobrogean, măcar să mi se pară că am văzut unul. Călătoria noastră nu a durat prea mult, pentru că la un moment dat s-a terminat cărarea și nu se vedea nicăieri vreun marcaj turistic. Așa că ne-am întors, pentru că deja se făcuse ora 17 și, dacă încercam să terminăm traseul, riscam să pierdem ultimul bac către casă. Așa că am lăsat traseul pentru data viitoare și ne-am întors. N-am plecat până n-am simțit puțin pământul sub picioare pentru o conexiune reală cu natura. N-a apărut niciun șarpe care să mă convingă să mă încalz, ci doar un cățel pe care am reușit până la urmă să-l adăpăm. Am golit rusa de prim ajutor pentru că nu aveam în ce să-i punem apă. Ne-am întors în Măcin pentru a vedea ruinele castrului roman Arubium, despre care citisem pe internet că e doar o ruină acoperită de gunoaie, aflată într-o zonă locuită de țigani.
Am găsit acolo gunoaiele, păzite de o parte de o haită de căței înfometați, iar de cealaltă de niște colorați care păreau să aibă o treabă care nu m-a interesat. Având de ales să fim atacați de câini sau de țigani, am ales să petrecem puțin timp pe malul Dunării, în satul Smârdan, care nu avea ruine, dar măcar părea pașnic. La întoarcere am aflat că bacul nu e bac, ci pod plutitor, și că în caz de om la apă se strigă după caz. Văzând doi copii care notau pe lângă bac, am strigat exact așa: om la apă, la stânga sau la dreapta după caz? Nu m-a băgat nimeni în seamă. Cred că trebuia să strig: la stânga sau la cealaltă stângă după caz? Soarele ne-a oferit și o imagine impresionantă, ca să nu mai spun că nu am găsit nimic frumos în Brăila. Nu am reușit să termin traseul sau să văd Sfinxul Dobrogean, însă a prins bine o plimbare în natură, departe de civilizație, mai ales că pe munte nu am dat peste covidioți, botnițe, virusuri, manipulare, știri apocaliptice, presă vândută, arahați, restricții, eroi din linia întâi și alte mizerii ale civilizației din prezent. Doar aer curat, soare, natură, câțiva oameni normali, câteva animale la fel de normale și libertate. Adică adevărata viață, spre deosebire de Matrixul defect în care ne luptăm zilnic să supraviețuim, nici de cum să trăim. Din păcate, a trebuit să mă întorc în civilizație și dacă tot sunt aici, voi face tot posibilul să-i deranjez în continuare pe cei cu minți înguste, ca să nu fiu doar eu nemulțumit de civilizație, ci și civilizația de mine. Cât timp există natura care să-mi încarce bateriile, pot deranja la nesfârșit. Pentru că pe 25 iulie nu am reușit să ajung la Sfinxul din Măcin, am mai încercat odată pe 12 septembrie, de această dată am plecat mai devreme însoțit nu de unul, ci de doi prieteni. Nici acum nu aveam idee unde se găsește Sfinxul, dar m-am gândit că dacă urmăm traseul culmea Plicopanului, îl găsim, numai că gândirea de acasă nu se potrivește cu cea de la munte. Am început de această dată traseul din direcția opusă, prin stepă, pe lângă munte și pe lângă traseu, din câte mi-am dat seama cam târziu. Când s-au terminat și stepa și muntele, am realizat că am mers puțin cam prea mult, așa că ne-am întors. Am găsit în cele din urmă un semn al traseului pe un copac, însă nici urmă de drum. Așa că am urcat prin pădure și, după o pauză de înjurat, am decis să ne băgăm picioarele în el de traseu. Conform unei hărți, trebuia să facem dreapta pe undeva, să ne învârtim puțin pe acolo și apoi să ne întoarcem, așa că am preferat să facem stânga prin pădure, care trebuia să se termine la un moment dat, mai ales că intuiția îmi spunea că Sfinxul se găsește undeva în stânga. Nu a fost rea ideea de a merge pe unde ne taie capul în loc să urmăm traseul, pentru că am avut ocazia de a descoperi zone relativ virgine, bănuiesc că nu eram primii nebuni care mergeau pe arătură, și chiar de a vedea o capră sălbatică. Bine, și pentru că prefer să-mi fac propriul drum decât să-l urmez pe altcuiva, cam cum face și capra aia sălbatică care urca muntele pe unde avea chef. Se pare că și în munții Măcin se efectuau ritualuri magice datorită energiilor telurice din acel loc, șamanii preistorici sau preoții daci plasând megaliți pe centrii energetice ai pământului pentru a beneficia de energiile hectonice. Am descoperit întâmplător un astfel de loc în care câteva pietre au fost aranjate în formă de cerc cu una mai mică în centru. Sper că n-am deschis din greșeală vreun portal, că n-aș prea vrea să dispar de aici. Încă. A urmat o coborâre printr-o râpă plină de copaci cu țepi, din care am ieșit țipând și înjurând, plin de zgârieturi, dar într-un final am găsit un drum. Nu știam unde duce, dar am decis să-l urmăm, pentru că intuiția îmi spunea că e drumul spre Sfinx. A fost un drum lejer, fără urcări sau coborâri, țepi, râpe ori înjurături. Păcat că începusem să mă obișnuiesc. Într-un final am găsit Sfinxul Dobrogean. În România sunt vreo 10 sfinx cel puțin, iar eu nu ajunsesem decât la unul singur până în acel moment, cel din Bucegi. Am mai bifat unul pe listă și m-am cocoțat lângă el pentru a-l vedea de aproape și pentru a-i spune un banc la ureche pentru că părea cam trist. Nu e la fel de impresionant ca fratele său din Bucegi, însă are farmecul lui, mai ales când realizăm că a fost șlefuit de vânt de-a lungul la 255 de milioane de ani, supraveghind zona încă de pe vremea dinozaurilor. Alături de Sfinx se găsește o mână uriașă misterioasă care arată spre cer, probabil e mâna Sfinxului, dar nu pot fi sigur de asta.
M-am uitat către direcția indicată de mână, însă n-am văzut nimic. Probabil închis și cerul în weekend. Felișa din vârful muntelui, de lângă Sfinx și Mână, ne reamintește că avem o țară frumoasă. Păcat că e locuită. Coborârea a fost mai palpitantă decât urcarea, pentru că ne-am mâncat undeva să nu urmăm cărarea, ci să coborâm pe diagonală la nimereală. Am căzut de 3,5 ori, adică odată nu am mai dat cu fundul de pământ și m-am prins în mâini, mi-am îndoit bastonul, mi-am intrat în ghete toate pietricelele din zonă și la un moment dat am avut impresia că mi-am sucit un umăr. Din fericire pentru mine, a fost doar o impresie. Am ajuns până la cariera de piatră și am găsit acolo cu greu un drum pe care se putea coborî fără căzături. Când am ajuns la nivelul solului, am înjurat muntele și i-am promis că nu voi mai veni vreodată pe acolo, de parcă era vina lui că am preferat să mergem pe unde ne-a tăiat capul în loc să urmăm cărarea. Sper să uite partea asta în caz că mă voi reîntoarce vreodată. Nu am putut pleca fără a trece și pe la fântâna de leac de lângă mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Legenda spune că de mult, pe locul măcinului de astăzi, se găsea un sat mare și bogat. Printre cei mai harnici săteni se număra ciobanul Stroie, un om gospodar și credincios, căruia Dumnezeu i-a dăruit o fică. Pe când fata era de vârsta măritișului, Stroie și soția s-au murit de bătrânețe. Rămasă singură, fata a evitat oamenii, preferând să stea numai în casă ori în pădure, rugându-se neîncetat la cel de sus. Văzându-o atât de ciudată, cei din sat o numeau Sfânta lui Stroie. Într-o vară, o molimă a lovit satul, mulți copii murind din cauza frigurilor. Câțiva țărani au ajuns la concluzia că de vină pentru molimă e Sfânta lui Stroie, pe care o considerau vrăjitoare. Așa că, într-o noapte, trei țărani au intrat în casa fetei, au luat-o pe sus și au dus-o în pădure, unde au omorât-o și au îngropat-o lângă o stâncă. A doua zi, mare minune. Din stânca lângă care fusese îngropată fata, a țâșnit un izvor limpede, care îi vindeca pe bolnavii ce beau sau se spălau cu apa izvorului. Astfel, criminalii au înțeles că fata nu era responsabilă pentru molima din sat și s-au căit amarnic. De atunci, măcinenii și alți dobrogeni au venit mereu să ia apă de la fântâna de leac și să se roage Domnului să le ierte păcatele și să-i tămăduiască. N-o fi o poveste bună pentru un blockbuster la Hollywood, dar am căutat fântâna la poalele munților și am găsit-o. Însă, din păcate, izvorul era secat de ceva timp. Am vrut să găsesc un lac pentru COVID-19, dar dacă cel de sus nu a fost de acord, nu e vina mea. Sau poate asta e cea mai bună variantă. Un izvor inexistent ca lac pentru o boală inexistentă. Dar să nu intrăm în politică, că ne mânjim de nu ne mai curăță nici toate apele izvoarelor tămăduitoare. După ultima cafea în măcină, am plecat spre casă, traversând Dunărea pentru a trece din Dobrogea-Muntenia și Siretul pentru a ne întoarce în Moldova, trei regiuni în câteva minute delimitate de ape. Dintre toate granițele, Dunărea rămâne cea mai frumoasă. A fost o aventură care m-a lăsat cu o febră musculară de 3 zile, în special din cauza încăpățânării de a merge după instincte în loc de a urma traseul. Durerea a trecut și am rămas cu amintirile, dar și cu bucuria că am găsit Sfințul Dobrogean. Sfinx și aveau în toată lumea rolul de a păzi secretele zeilor, motiv pentru care erau reprezentați cel mai adesea în fața templelor. Câțiva radiesteziști au descoperit în jurul fiecărui Sfinx românesc încărcături energetice excepționale, unii localnici susținând că pe lângă Sfinx se aud voci ciudate, vorbind într-o limbă necunoscută. Nu știu dacă la fel stau lucrurile și în cazul Sfinxului Dobrogean, dar probabil și pe lângă el se ascund secrete ale zeilor rămase încă nedescoperite, și poate că nu e o coincidență faptul că se află lângă uriașa mână de piatră care arată spre cer. În plus, am descoperit ceva straniu abia acasă. Un obiect ciudat lângă cruce, pe care l-am găsit în 4 fotografii doar după ce le-am mărit mult, nefiind vizibil cu ochiul liber. Obiectul a apărut acolo la ora 13 și 12. Cu 2 secunde înainte nu era în acel loc. După 40 de minute, la 13.52, era tot acolo. La fel și la ora 14.
Ultima fotografie în care l-am surprins este de la 14.03. Așadar, acel obiect a apărut la 13.12 când ne apropiam de munți și și-a păstrat poziția cel puțin 51 de minute. Nu știu ce ar putea fi acel obiect. Chiar dacă imaginele își pierd în claritate dacă sunt mărite prea mult, acel obiect nu arată nici ca o sondă meteorologică, nici ca o dronă. Nici nu pot imagina ce motiv ar avea cineva să așeze o sondă meteo exact lângă cruce sau să-și lase drona în același loc aproximativ o oră, deoarece, din cele patru imagini, se observă că obiectul a rămas în același loc. E clar că nici pasăre nu e, iar crucea nu are în mod normal nimic de acest gen pe lângă ea. Obiectul are o culoare asemănătoare cu a crucii, în urmare pare a fi metalic, ceea ce reiese și din faptul că reflectă lumina soarelui. Ce ar putea fi acel obiect zburător neidentificat și ce căuta în acel loc? Sau pe cine? Sper că nu pe noi, deși a apărut că ne apropiam de munte. Însă nu mă mai miră nimic în ziua de azi, așa că mă aștept la orice, chiar și la OZN-uri care să ne urmărească.